Vă spun și bună seara, în primul rând. Bună ziua, seara. Este bună Dumnezeu. Mă bucur, în primul rând, să vă spun că acum, în preajma sărbătorilor, noi facem un frumos cadou pentru toți cei care iubesc muzica populară. Știm că nu sunt prea multe festivaluri în Republica noastră de anvergură, dar oricum, la putința pe care o avem, tot ce putem să facem noi împreună, facem lucruri frumoase. Ceea ce am văzut eu astăzi este îmbucurător faptul că toți președinții de la Ioane și primăriile Ioanelor care au fost aici, Fălești, Glodeni, Alboteanca, Bălți, merită aplauzele dumneavoastră și merită să fie mulțumiți din partea noastră. Să le spunem și, în primul rând, orașul Soroc. Fiindcă lucrurile astea vin atunci când omul iubește, lucrul face din suflet. Acest lucru, bineînțeles că, pentru mine, am faptul că astăzi, poate că avem o sală mai goală. Eu n-am cântat prin anii războiului încă la așa sări goale încă, dar oricum trebuie să vă spun că probabil că noi prindem anii sătura, știți, când mai dai și cu piciorul unor după și te saturi. Trebuie să savurăm din toate lucrurile frumoase. Pentru că aceste lucruri frumoase nu le au țările celelalte, nici țările occidentale, nici chiar în Europa toate. Adică muzica cea mai frumoasă care există pe pământ, n-am vorbit-o în zadar eu și nu cred că vine de la mine lucrul ăsta, muzica populară noastră românească este unică în lume. S-a dovedit că noi românii putem cânta orice muzică clasică, începând de la Beethoven, Bach, Rachmaninov și așa mai departe, și terminăm cu sârba și cu hora noastră pe care este foarte sfântă. Nici un chitaian, nici un altă țară sau din lume american nu va cânta niciodată sârba și bătuta noastră sau doina pe care o ținem noi în suflet. Nu se poate cânta asta cu nu-i cu rău spus, dar s-a spus cu bine, fiindcă muzica populară nu se poate repeta niciodată, mai ales cea românească. Și noi trebuie să ne mândrim de faptul ăsta. Un lucru ce am menționat astăzi, mă bucur că aveam orchestre totuși în Republica noastră și chiar aceste 4-5 orchestre care astăzi am avut în spectacol, vorbesc despre ceva, dar sunt sigur că la noi, încă în Republică, sunt multe orchestre. Dar vedeți cum se cântă acum, se cântă, așa cum spunea Dumnezeu să alerte reposatul Nicolae Solac, se cântă na asama obslujului. Adică noi cântăm pentru noi acum. Pe nimeni nu interesează, de la Ministerul Culturii, de la alte instituții pe care ar fi să fie de dorit să stai în primul rând și în primul rând aici, oameni de la Ministerul Culturii. Ținii să vadă ce să facem în țara noastră. Nu Botgros, nu președintele Raimondul Soroca și nu de la Casa de Creație sau de la... Dar să vii în primul rând și în primul rând Ministerul Culturii. Din păcate, Botgros este totdeauna cu critica. Eu am să critic până ați mă duc pe lumea cealaltă și am să-i văd pe dânsii cum îi dor sufletul și el să moară de ciudă, fiindcă noi am să murim la 150 de ani, dar ei o să moară de vreme. N-au ei tot de străiască. Este îmbucurător faptul că acest nume Postolache Victor, de care astăzi s-a vorbit poate mai puțin, dar în memoria noastră și în sufletul nostru astăzi, fiecare ne-am gândit, ieșând în scenă, chiar cântând și un cântic de joc, de veselie, oricum l-am avut în suflet pe Victor Postolache, cu siguranță. Cu părere de rău nu prea am auzit astăzi în spectacol Doine. Chiar dacă noi vorbim de un spectacol mai specific, instrumental, mai multe instrumente, mai mult orchestral, nu uitați, orice instrumentist, orice muzicant, orice solist, nu poate să vină într-un spectacol și să cânte numai cântece de 6 tramboane, 40 de trube și tramboane și cât mai multe trompete, hai să facem așa. Deci trebuie să ne limităm la niște lucruri frumoase pe care le are românul în suflet. Deci, mai este o parte foarte grea pe care eu nu vă țin lecții, că nu vreau să țin astăzi tot arealul ăsta care stă în fața mea, să-i
să le scoatem, să le pierdem noi timpul, dar s-a mai putea de vorbit multe lucruri, fiindcă sunt îmburcate foarte multe zonele frațelor noștri de dincolo de Prut, a Bănățenilor, a Ardealului și chiar și a Dobrogenilor, și asta s-au simțit multe lucruri în orchestrații. S-au simțit niște lucruri care ar trebui să ne dăm seama acum, nu mai târziu, fiindcă târziu s-ar putea să fie mai târziu. Noi suntem, și eu am călcat pe becuri, când eram mai pe timpul sovieticilor, cântam, aproape cântam numai Obrejnev în fiecare zi, dar asta era situația atunci, situația timpului de atunci. Acum s-au schimbat timpurile și noi trebuie să ne reformăm, trebuie să facem performanțe cât se poate mai corecte. Mai corect asta ar fi să ascultăm cu urechea bine cum se cântă în Banat, cum se cântă în Ardeal și cum se cântă în Moldova și cum se cântă la Iedineț, cum se cântă la Cahul și la Nisporin. Sunt atâta tot, nu e așa de greu, pur și simplu trebuie să punem urechea și să ascultăm. Că mai mult nimic, altceva trebuie să vă spun, că mă bucur faptul că acești copilași care am văzut în orchestra străinilor sunt niște copii de la colegiu pe care vreau să-i fericit, să le spun că pe timpurile noastre nu se cânta chiar așa. Acum se cântă foarte frumos și bravo lor și orchestra străinilor a sunat foarte frumos și nu numai. Toate orchestrele astăzi au fost la un nivel extraordinar. Mă bucur și vreau să vă felicit pe toți cei care sunt premiați, acelor care nu au primit premii. Trebuie să înțelegeți un singur lucru. Am fost totdeauna corect și de data asta împreună cu jurul și vreau să mulțumesc jurului, fiindcă a fost, nu insistent, a fost foarte corect cu mine și cu toată lumea și supătesc eu că am făcut un lucru frumos împreună și o să-ți trați dumneavoastră acum verdictul, sper să fie corect așa cum ați gândit și dumneavoastră.